Bună seara! Păcât am fost retardat, bună seara! Suntem certați? Dacă ne-a prins, mă atacă în discuție și am dat de cu ochii de ecran și am spus bună seara! Suntem certați? Da, am primit, mi-a citit mesajele. Da, stai puțin să vorbim cu mesajele. Așa. Sigur, aducem și pe Mărculescu, adică noi vrem să avem emisiuni mai, cum să spunem, mai diversificate. Adică și cu Caterinca, și mai serioase, și cu invitați mai serioși, și cu invitați mai neserioși, și cu... Și cu Serghei serios, și cu și cu Serghei dansând, cu și cântând, serios, eu cântând, eu mâncând, cânt, gătind. Știi să gătești, domnule? Nu. Nu știi să gătești? Nu. De ce? Ai ajuns pe la vârsta, nici mă caut un nou ochi, cartofi, prăjiți. Nu am gătit niciodată, pentru că am avut unde și când. Pe ce, tu n-ai bucătărie acasă? Nu. Cum nu? Nu. Lasă restaurantul, mă atacă! Nu, pe dacă am atâtea restaurante și dacă stau 24-24, când se gătește acasă? Și cine să gătească acasă? Oricine. Păi casa mea e compusă din oameni care nu gătesc. Da. Deci n-am pus singurul loc unde gătesc, unde nu gătesc, unde am la Snagov, am personal care... Ai grătar! Da, care gătește acolo. Ce, nu merge aia? Sau mea nu merge? Ce vrei? Zi! Caramele n-am. Da? Îți dau un suc dacă vrei. Caramele. Ce să alea caramele? Caramele care se mănâncă. Am văzut că a venit atacă pe sub birou și a zis caramele. O ce să alea caramele, domne? Nu m-am gândit că mânca, ce să alea? Mânca sub birou caramele, sub birou acestei minunate emisiuni. Deci nu gătesc. N-am apucat să gătesc niciodată pentru că n-am avut... iar mă înjură telespectatori. De ce? Că am avut, iar începe jurevițul, și că am avut, că am fost cu comuniștii, cu alea, cu alea. Deci aveam pe vremea când făceam parte din burghezia roșie, ți-am spus, nu ți-am spus, dar sunt spectatori, pe vila de pe chestiile funde, reședința ambasadorului. Da, mi-ai spus unde, cu vilă în sufragerie, da, curs. Cu piscină, cu... Așa, cu vilă în sufragerie, cu piscină în sufragerie. Cu bucătari pă, și cu chelner și cu asta, deci... N-aveam cum să gătesc, după aceea am avut peste tot restaurante și alea și n-am apucat să gătesc, dar nu e meritul. Aveai buton de la mi-e foame, mi-e sete? N-am buton că mi-e foame, mi-e sete, că eu când ajung acasă ajung la două noaptea și nu mi-e foame, nu mi-e sete, că ajung și mâncat și băut. Și în frigider am și ceva acolo, eu știu, și da, să zic eu, de prostie. Băut. Și băut și mâncat, adică am un suc cu aia, dar nu știu să gătesc. Cu toate că aș vrea să fac o emisiune. Cu Raul, cu ăla de pe insulă, cine a văzut cu alea cu Tibanu, de la gătește mișto, dar nu știu cum să le fac de acolo, să le dăm de aici. Sau să o filmăm, să o dăm seara, dar nu mai putem să intrăm cu publicul nostru în... Păi filmăm în ziua și... Păi da, vezi că foarte mulți vor să vorbim la telefon sau să ne scrie. Și dacă o filmez și o bag, cine ne scrie, cine păi vorbește, păi înainte le filmez doar partea cu gătitul și atât. Da. Filmăm și rețeta. După Dicania, ca să... Să ne explice ce a făcut. Nu ai văzut nicio emisiune cu mine și că ăla e un retardat, mai retardat ca mine. Nu-l cunosc. Nu te uita pe Raul cum gătesc pe insulă, pe acolo, nu te... O să vezi. Dacă te uiți pe... Era făcea Tiba, nu știu pe ce, mi se pare că la OTV le dădea și la... Mi se pare că era Travel Mix sau nu știu pe ce. Când era OTV, eu nici nu știam să umblu cu telecomandă. OTV acum, înainte să închidă. Înțelegi? Că erai mică de vârstă sau mică de statură și n-ajunge comandă? N-ajungeam la masă să iau telecomanda. N-ajungeam la masă să iei telecomanda. Hai tu, mișto de mine, da, da. Nu, pe tine să... Îți mai desenez o floricică, stai liniștit. Acum hai să dăm pe... Politică. Da, pe ce... Ce, nu știu ce mai arată ăștia... Nu vreau să-ți zic secretul secretului. Tu știi, domne, că Udrea nu este prima femeie politician care a divorțat? Da, bine, astea sunt niște articole care sunt complet idiote. Nu, dar știi că nu e singura. Bun, și dacă a divorțat Udrea, ce se întâmplă? Femeie ca orice femeie, nu s-au înțeles în căsnicie, s-au înțeles, nu e treaba oamenilor, o imbecilitate că a divorțat ca să ajungă președinte, pe dacă e căsătorită, nu ajunge președinte. Nu știu, niște imbecilități de care nu și-au sensul, nu știu. Păi adică, poate trebuia să... Nu, părerea mea este în felul următor, că e nou ce scrie acum, ei să păi uită... Păi nu au!
că nu mai sunt subiecte. Da, mă uitam la posturile de știri de astea, începeau să-mi omoare pe Băsescu și pe Mircea Băsescu. Nu sunt pro-Băsescu, sunt nicio formă pro-Băsescu sau pro-Mircea Băsescu. Dar ce mai mă interesează ce face Băsescu acum? Sau ce face Mircea Băsescu, ce a făcut Mircea Băsescu cu Blejnar? Nici un fel de relevanță nu are ce a făcut Mircea. Nu mai e nici Blejnar, nici Mircea Băsescu, nici nimic. Dacă îmi scoți niște stenograme după 20 de ani, nu mă interesează. Dacă mi le scoteai în clipa când erau aia la putere și puteau să influențeze ceva cu stenogramele, mă interesează. Acum ce mă interesează? Ce au făcut ei și pe cine au pus? Acum mă interesează ce îmi fac ăștia care au venit. Că nu mai poate să Blejnar nu mai poate să îmi trimeată mie control sau să aibă o influență în viața mea, nu? Spune ce o să fac. Nimic. Eu am votat ce-au făcut și ceilalți. Am votat schimbarea. Asta este un mare meu of. La am votat schimbarea, care a fost o schimbare care nu e schimbare. Deci, pentru noi, agenții comerciali sau lumea de rând care înțelege toată înțeles, nu s-a întâmplat absolut nimic, decât au crescut gazele, a crescut euro, ăia s-au întors fiecare pe postul lui, și tot îmi dă că cea o nepoată de-a lui Mircea Băsescu și-a luat acum 6 ani 1000 de euro pe un salariu și ce? Și ce mă interesează pe mine ce a făcut nepoata lor? Nu să-mi spună ce fac ăștia care sunt acum. Pentru că ăștia mă conduc pe mine acum, nu? Corect. Și eu, de ce e toată treaba asta? Așa o văd eu. În jurul României totul a devenit exploziv. Și eu bănuiesc, nu că instig, că nu vreau să instig, că îți dai seama că numai să fii nebun te-ar interesa să iasă lumea în stradă, să fie iar haos, să se oprească iar întreprinderile, să nu mai meargă nimic, să fie o nebunie. Dar uite ce se întâmplă în jurul nostru și automat noi suntem cu întârziere, nu? Fiind cu întârziere, ei își pun problema. Au aruncat fumigene. Dom'le, asta este politica care o văd eu. Dacă nu sunt expert, nu sunt politolog, nu sunt molitolog, nu nimic. Cine vrea să mă combată, sunați la numărul de pe ecran sau îmi scrieți pe aici. Dar așa o văd eu. Au aruncat fumigene cu toate arestările astea spectaculoase, cu astea care sunt niște ștouri toate, niște găinării de 3 lei. Făcături. Da, niște făcături. Azi am nu știu dacă să spun sau să nu spun, pentru că îmi spui mie la ureche și spun dacă trebuie să... N-aș vrea să stârnesc. Adică a fost arestat cineva azi care avea două... Ce am înțeles că seara a venit și a vorbit public sau... Nu, a vorbit și avocatul cu mine. Deci, ceea ce vă relatez acum este adevărat, ca să vedeți ce v-a spus, că așa se ajunge în România și Jureviciu și alți băieți de pe internet, ăsta care sunt băieți tineri, râdeau de mine. Și acum le voi spune ce mi s-a întâmplat azi, sub cuvântul meu de onoare, și n-am vrut să o spun până la urmă, dar nu mă pot abține, indiferent ce se poate întâmpla. Deci a fost arestat un băiat cu două pastile de ecstasy, care nici nu prea știa ce sunt alea, nici nu s-a demonstrat dacă sunt pastile de ecstasy, înțelegi? I-a dat 29 de zile. Un copil de 23 de ani. În primul rând că chiar dacă îl ține 29 de zile acolo, având două pastile, fiind prima oară, neștiind ce sunt, nu se știe exact dacă sunt ecstasy sau nu, o să-i dea cu suspendare, că am vorbit cu acolo. Deci îl ține 29 de zile acolo, unde o să-l facă varză. Nu? Deci, ca să vedem unde se ajunge. Dar nu asta este interesant. Păi dacă nu știa ce sunt, de ce le avea la el? Da, domne, un copil că a zis că sunt din astea de sală, în fine. Dar nu asta este important, vreau să ajung aici. Ăia știau că mă cunosc foarte bine pe mine și au spus, ofițerul, hai domne să vă pune tehnică pe voi și mergeți la asta, că noi să avem 100% informații că Serghei Nicuiescu Zil de la el provine. Hai să vă punem tehnică pe voi microfoane și mergeți și vorbiți cu el. Și ăștia m-au sunat pe mine și am trimis avocatul și așa a fost. Deci ca să vedeți unde se umblă, dragii mei, și unde se ajunge și unde se va ajunge foarte curând. Deci cum ești puțin vocal sau cum mâri ceva, automat vor să ți-o dea la temelie. N-au ce să-mi facă, pentru că e departe de mine chestia respectivă. Smaranda poate să vă confirme că Smaranda mi-a dat 50 telefoane, că eu dormeam și sunau toate telefoanele, că vor să mă asculte. Ce să mă asculte? Deci sunteți niște metode
Și nici măcar comuniste astea, metode de imediat după război, de staliniste, de bolșevici, înțelegi? Dar uite, ca să vezi ce se poate întâmpla ușor, ușor, și ai văzut că altul care face 1000 de nenorociri sau uite, apar 1000 de astea și nu ia pe nimeni. Deci ei vor să facă tot timpul să creeze aceste fumigene, pentru că eu zic că la un moment dat se strânge lațul, pentru că nici această țară nu poate să suporte la infinit numai măriri, scumpiri și dat afară și absolut nimic. Dar am rămas așa dimineață și am stat toată ziua și m-am gândit, zic, mă, uite la ce poate să-i ducă mintea, mă, dar la ce poate să-i ducă mintea. I-am, primul meu, eu pot să spun pe post, primul meu gând a fost să le fac eu fragant. Adică să le zic că așa veniți cu microfoanele, să mă duc să spuneți, dumneavoastră, vor să mă imprime, să fac eu, dar ajungeam la procese, la vendete, la alte chestii. Dar stăm și mă gândeam, nicio legătură n-am, că dacă aș fi avut o legătură, nici măcar nu un cluburi, nici măcar n-am văzut în viața mea cum arată, știu că este cel mai nociv lucru și am spus la televizor că este cea mai mare cretinitate care poate să facă un tânăr să ia extazi, în primul rând, care am văzut că îți face creierul varză. Am văzut oameni care au luat o razna așa. Și al doilea, n-aș mai recomanda nimeni să ia niciun fel de drog, pentru că este crimă. Cine ia droguri e moarte. Adică nu au nicio șansă să păcălesc ei singuri. Cine a început cu droguri, finalul este moartă. Am în jurul meu un băiat care l-am avut la restaurant și care am ținut foarte mult la el, acum 3 zile mă sună de la urgență, doctorii, că mă cunosc toți, băi, e un nepot de-al tău, bă, n-am niciun nepot, băi, e drogat, e varză, hepatită C, e pe moarte, nu nepotul meu, e că mă duc acolo, era un băiat care am ținut la el și care lucra, și am avut foarte mare grijă de el. Și au tot bătrânul ăsta și a zis, nicio șansă, 20 ceva de ani se curăță. Deci nu este nicio șansă, deci n-am umblat în viața mea, nu am, că poți să zici că ei m-ar fi urmărit pe mine și ar fi văzut că fac chestiile astea și atunci hai să-mi facă un flagrant. N-am umblat în viața mea, nu știu cum arată, nu umblu în cluburi, nu umblu cu asemenea chestii, poate să mă prindă cu femei și cu băutură, cu alcool. Și cu alcool, e singurul lucru, dar asta nu este interzis, nu este o chestie... Dar mă uitam la ce poate să-i ducă mintea în 3 secunde. Deci asta le explicam eu la copiii ăștia, tineri ăștia care se uită la mine și care îmi dădeau răspunsuri în nas când spuneam eu, nu e bine, mă, să se aresteze aiurea pe Diaconescu, pe ăla, pe Gigi, pe ăla, nu că iubesc eu sau că am eu prietenie, dar se creează precedentul și au curaj, că trebuie să ai curaj, totuși nu sunt nimeni, dom'le. În primul rând sunt un om care am o emisiune, sunt un om care merg la multe emisiuni, am fost în afară de emisiunile mele de Caterincă, am fost la foarte multe emisiuni politice, dacă ei poate să uite la posturi serioase, și am și o micuță televiziune, adică într-un fel sunt un om de presă. Deci cum să joacă un milițian, dacă mă aude, că chiar mă doare exact să spun, cum se poate juca un milițian, un vagabond de milițian, cu viața unui om, domn? Că vrea el. Este ceva strigător la cer, ceea ce mi s-a întâmplat mie, Serghei Nămol sau cum mă cheamă, adică am și eu un nume, cunosc și eu trei sfeturi din România asta, cunosc și eu clasă politică, am rude care sunt deputați, senatori, menatori, benatori, adică la nivelul ăsta ei vin, domne. Deci vă dați seama ce face cu un om simplu de pe stradă, care le ia și spune, ai făcut asta și s-a închis. Deci clar... Clar, l-a chemat și pe fratele lui, vreți să scăpați, puneți microfoane, mergeți la Serghei și încercați să-i dați, că știm noi că el umblă cu extazi, cu asta să-i facem fragant. Bă, tu știi ce, și ăla știa, acel ofițer care n-a vrut să-și dea numele și a dat nume, nu știu, Pardaian sau nu știu ce, dar nu știu, mă gândesc dacă o să-l caut sau să o las dracu moartă sau așa, dar ce le merge mintea și la ce chestii umblă am rămas, scula la ora 12 din somn de către, că Smaranda a apucat să afle prima, i-au spus de că îl caut așa și mi-a dat 200 de telefoane și m-am sculat și am stat și m-am gândit, după aia toată ziua am stat și m-am gândit, zic, bă, mâncați-aș gura, n-am făcut nimic, că n-au putut să mă prinde, clar, n-au putut să mă prinde și chiar dacă mă prinde, repet în coata, am acte, sunt dilor, nene, n-aveți ce face. Dar mă uitam cum imediat au găsit un prilej
ca un om care e vocal, că eu sunt un om vocal în țara asta, că fac rating, poate să zic ei orice sau în orice, sau zic, că mai zic alți retardați de alte televiziuni, că ce caut eu la televiziune. Televiziune mă cheamă că face rating maxim cu mine, că dacă nu făcea rating spre ea, du-te băi cu dinții de car sau cum mă fac ei sau urâ cum ești, du-te la măta acasă. La ghinde. La ghinde, în parcă nu te căutăm, înțelegi? Că n-avem ce. E, și cu, deci nu știu dacă ei vroiau acum să facă ceva sau nu, dar vezi cum vor să aibă pe toată lumea la mână. Dar cumva dacă eu făceam ceva, să zic că stai dumne când măream eu ceva, păi stai puțin, că dumneata ești băgat în chestia asta, ești băgat în chestia asta sau în chestia asta. Am rămas efectiv, nu șocat, că pe mine nu poate să mă șochez din nimeni, că am trecut prin câte am trecut eu, n-am pus să mă șochez nici dacă vine acum, reînvie Ceaușescu, vine pe canapea, spune, noroc Serghei, zic, noroc Nicule, de unde ai apărut? Deci nu mă șochează nimeni, dar ca să vezi la ce nivel s-a ajuns această țară și la această țară s-a ajuns la nivelul ăsta pentru că e condus de procuror, bă. Și nimeni nu vrea să înțeleagă asta, că o țară nu este condusă de procurori. O țară trebuie să fie condusă de oameni care fac politică, care studiază politică, afară un om care ajunge să conducă, repet, a 10-a mea oară, în primul rând vin din familii care au bani și care fac facultăți speciale de politică, unde vezi ce înseamnă și marxismul, și leninismul, și ce a făcut Hitler, și ce a făcut Ceaușescu, și ce a făcut Stalin. Adică înveți niște chestii, înveți niște doctrine, ca să poți să le combați sau să le susții. Si. Bravo, domnule, vă, că înveți niște chestii. La noi ajung niște procurori, și România este condusă de acești procurori care uite ce se întâmplă, domnule. Și nu știu dacă o să o las așa sau nu o să o las așa, că mă gândesc, mâine mă întâlnesc cu avocatul la prânz, dar știi care e problema? Că știi ce o să-mi răspundă ea? Că n-am văzut să fac cu zice, că tu te bătei după ăsta în pușcărie, zice așa mișto, ca să scape sau ca să chestia asta. Dar mi-au confirmat două persoane, că m-a chemat pe încă una care i-a zis aceeași chestie, înțelegi? Adică, dar știi cum e, că n-ai probe și astea și oricum o chestie care e de tot, așa m-am simțit folosit. Nu. Hai să citesc niște mesaje. Așa. M-am simțit că mie mă doare chiar pe mine, chiar nu prea mă interesează. Știm unde. Ce pățesc? Nu, ce am 60 de ani, fac o pătrime, sunt nebun sau nu sunt nebun, am acte sau nu am acte, ce poate să, cu ce să mă prindă? Poate să mă ia postul, să mă închidă televiziunea și la revedere și ce mai mult ce să-mi fac, nu fac nimic. Ce, dacă ajunge să arestăm oamenii că vorbesc, înseamnă că o să mă aresteze că vorbesc. Și dacă mă arestează că vorbesc, toți înaintașii mei, bunică-miu, mare moșier, a făcut la 60 de ani pârnie politică, blocuri în București, toate astea, tata la 67 de ani politică, deși am eu 60 de ani, poate o să fac și o pârnaie politică. Nu mă sperie băieții mei, milițieni, că ați rămas tot milițieni, dacă vă uitați, dar o să mă vedeți pe YouTube sau asta. Nu mi-e frică, mă, nu mi-e frică de lupul cel rău. Mă duc la pârnaie râzând, deci nu încercați să mă, că nu mi-e frică. Dacă vreți, mă duc singur ca să vă demonstrez, mă duc și stau un an la tovarășii mei și mă duc ca să vă enervez. Fac cere, vreau să stau un an în pârnaie, să râd de voi. Dar am ajuns chiar în halul ăsta, bă, în 3 secunde să întâmple chestia asta îngrozitoare și să dea lui copilul la 29 de zile când nu se știe dacă e sau dacă a avut sau n-a avut. No. Da, citește-mi că m-a luat nervii. Cosmin Eftimie, salut Serghei, bună Simona, ce s-a întâmplat Serghei cu cerbul și cu ursul tău? Unde a ajuns? La grădina zoologică. Uite că lumea știe, el s-a răspuns la zoo. Da, la grădina zoologică m-am povestit, ursul a rămas tovarăși cu mine. Cerbul nu i-a plăcut culoarea și mi-a venit agresiv și a fost dus la grădina zoologică. Lucas, Serghei, mai slăbit în brațe, ce faci, nu te mai duci la sală? Cum se slăbește un cățel de asta? N-ai văzut? Cameră. Cameră. Cum se slăbește? Brațul dublu. Azi am venit la sală. Ionel, bună seara Simona și Serghei, Toni eu, sărbuna Simona, te salut Serghei și apropo de Elena Udrea, este o femeie inteligentă cu aspect fizic plăcut, așa că ziarele să-și vadă de treaba lor că a divorțat femeia, ce ne interesează, iar o să ne dispere presa cum ne-au disperat și cu cazul lui Gigi. Ce părere aveți despre doamna aia de la Acces Direct care spune că e soră cu Marian Mexicanu? Nu știu. Nu am urmărit accesul direct, dar ne putem uita în pauză și dacă este oră cu Maria Mexican, ce se întâmplă? Explică-mi. Da. Păi nu, că eu acolo vreau... Trebuie să fie vreo chestie, da. Da, dar noi nu-l știm, că nu știm. Alex Marin, sărmâna Simona, salut maestre, Ionel, ai grijă, Serghei, în legătură cu garda, că ești conștient că sunt
cât sunt de perverși. Treaba de să nu faci nimic și să îți fie frică, ești mai de căcat. Adică mie mi-a fost frică când am făcut și am să-mi fie frică când nu fac, aș fi chiar penibil. Dar chiar nici mă interesează. O prostie și o aberație, niște oameni barați care, în fine, atâta-i duce minte, atâta fac. Toni, eu au făcut asociere cu persoana ta datorită chestiei ce ai povestit la TV de faza cu Germania și știi la ce mă refer. Mai este acum 20 ceva de ani. Și poate să fie o invenție. Și poate să fie o invenție. Că îi place să fabuleze. Ei au văzut nu pot să spun mai mult, că omul e în proces, adică ei au văzut că poate să ajungă la mine în câteva secunde, adică oamenii respectivi erau într-un fel legați de mine, adică n-au făcut un întâmplător. Ei au avut momentul când au prins pe cineva și a zis, stai puțin, hai să vedem dacă e și, cade și găina aia bătrână, sau cum eu fi zic în ei. Da, în fine, nu știu, mie și scârbă să mai... Am ajuns așa, nu știu cât, atât am așteptat, eu am fost tot timpul atât de legat de țara asta și atât de patriot și chiar am... Nu știu cum să zic, eu chiar am iubit această țară și acest popor. Că și încă iubești această țară. De la 8 ani puteam să rămân afară și rămâneam și eram șmecher. Pe timpul lui Ceaușescu au venit cavalerii, când au fost alea cu minerii, eu eram pe la Roma, pe la Academia din Roma, ca să bucure ăștia care vor știa, dar vreau să fur un brâncuș din curte, jur că așa am vrut să fac. N-a avut curaj, sunt morți Zaharică și Emil Țiganu, doi tovarăși de mine care erau acolo, că eu am vrut să iau brâncușul 3 secunde ca să închei probleme. Dar eu n-am că să distrag. Dar de ce făceai, domne, toate chestiile astea? De distracție, nu? Pe-am intrat într-o era Academia, ca să înțeleagă lumea. Eu aveam expoziție la Academia din Roma, care este Villa Borghese, Villa... Știu că n-ai mai Napoleon, povestit. În parcul, cel mai mare parc din Roma, care coboară la fântână, așa, acolo. Când am ajuns acolo, chei, mă așteptau toți ei, nu știi, care erau acolo, prin ăștia. Da. După nume, Emil Țiganu, Zaharică. După nume, îți dai seama ce ocupație aveau. Giovanni, nu venise Caim, în fine, niște titani ai vremilor respective. Eu când am intrat în curte acolo, mi-a dat ok și mi-au spus... Dom'le, aici, că aveam acolo atelier, nu știu, o sală, veniseră și câteva oficialități de-ai noștri, de la expert. Și o seară când intram și deschideam, uit în curte, eu care sunt de specialitate, un brâncuș. O statuie atâta era. Zic, am luat brâncușul, nu mai vin acasă, câteva milioane, la revedere și la revedere și nu mai am nicio problemă, înțelegi? N-au avut curaj de aia. Deci eu luam brâncușul pe loc. Deci am această tendință, stimați milițieni care mă căutați, dar m-am lăsat între timp. Înțelegi? Ei, acolo m-au contactat, unii m-au chemat la bine, aveam de aici, când plecai din țară, spuneau ăștia să nu vorbești cu nimeni, nu e legătura cu nimeni, nu te duci cu nimeni, de că anunți ambasada, anunți pe aia, eu fiind în situația în care eram eu, că era tata acolo, că restul colegilor mei care mergeau ca artiști, n-aveau problema asta și m-au contactat cavaleri de Malta și care erau și masoni. Atunci m-au contactat, a zis, vreți să vorbim cu dumneavoastră, am zis, bă, în ce calitate, așa, și hai trebuie să mă duc de curiozitatea mea, nu le-am spus la ăia de la Gabor ăia. Așa m-am dus și mi-au prezentat ce fac ei, ce sunt, ce nu știu ce și dacă vreau să rămân și să ader la mișcarea respectivă. Ce să stau eu cu mantii albe, să stau eu cu șorțurile alea, să merg, să am șef, să facă, să mă facă. Ce cum să mă gândeam, eu zic, eu trebuie să fac ce vreau, să fac eu de niște șefi acum. Ce șmecheri sunt eu. Uite, mi-am luat șef. Acolo trebuie să respect niște, știu, șefi, niște arhii. Lege, trebuie să faci ce spune X. Da, și astea, niște întâlniri, astea. Și nu mă interesează, mă gândeam, așa, mă gândeam, și era 70 ceva. Începuse Brașov. Da, încă știu, nu trebuia să ai și o putere financiară destul de mare. Normal că ei îți dădeau acolo, dacă eu rămâneam la nivelul ăla, eu rămâneam, ei făceau o mare propagandă. Și îți dădeau când dădeau lovele multe ca să dea în sistemul comunist. Adică îți dădeau și ei. Tata era al doilea în România și normal, era pretext. Băiatul ăla a rămas în Occident, a preferat libertatea de asta. Și n-am rămas, pentru că eu am iubit țara asta și oamenii și felul meu de a fi. Dar acum să mă întorc după atâția ani, la 60 de ani, să mă întorc înapoi în mocirile astea ce se întâmplă este ceva îngrozitor și deși am e scârbă, trebuie să luăm pauză și fiind o scârbă, luăm bicarbonat. Pauză! Sunteți! Bună seara! Bună seara! Bună seara!
Da, tu mă te-ai făcut. Uite ce, cum vine ideile și cum vine și cum mă ajută Dumnezeu, nu? Ce a zis Anghel, că ai fost cel mai mare, tu ce ai fost cel mai mare? Bă, Dragoș, l-am invitat la nuntă. Dar ce ai fost? Pe 28 iulie. Ce ai avut tu? Și a zis că nu vine, că n-are glonțe. Nu e, cine știe ce mare lux. La Marriott aici, dar dacă nu vrea să vină. Cum a zis că n-are cartușe? Da. Nu crezi, Anghele, dacă te uiți la Păricuiesc. Să mor eu dacă așa a zis. N-am gloanțe, frate, nu. Păi și nu pot să vin. Păi și tu spuneai vină fără gloanțe. Păi la mine a venit fără gloanțe. Păi mai vine fără gloanțe. Păi vine. Păi i-ai spus vină, bă, fără gloanțe. El trebuie să aibă în buzunar, să simtă el bine. Da, adevărul. Altfel tușește, dacă da. Nu. Ce-a făcut Dragoș acum, mi se pare o chestie corectă, că maiorită e să spui că vii sau că nu vii. Și să nu vii. Măcar dacă nu ai cartușe, să vin, frate. Mersi frumos. Da, nu pot să. Dar ce zicea Anghel pe acest site că ai fost tu cel mai mare ce înainte de Revoluție? Ce am fost cel mai mare ce? Păi nu, mă, că nu se curiți, dar păi zi tu, mă, să petrecea atunci cum să petrece nu acum. Nu se petrecea așa. Cum se petrece acum? Nu se ascultea în prostie, în primul rând. N-aveau și nu, și nu se făceau făcături acolo. Acolo se mergea pe bune, când unul era știut, era filat, era... Și acționa împotriva statului, a securității statului. Acolo începeau, nu atunci la statul, era sigur. Acum te ia și că mănânci castane și că... Și că iei pastile și că iei aspirină și că iei... Da, asta am spus și eu, că ce am cunoscut și eu din așa, nu se întâmplă așa ceva, dar în primul rând acolo ca să te ia, trebuia să ceară aprobarea partidului, trebuia să fie alea. Procedura nu-mi place mie cum se face, înainte nu se făcea așa, când înainte era dictatorial stat și s-ar fi putut face. Nu am nimic cu Gigi Becaliu, pe cuvântul meu, domnule, dar să-l oprești noaptea cu o noapte înainte. Deci tu dinainte ai știut că a doua zi el e condamnat, știa dinainte. Premeditare. Dom'le, dacă și Niculescu și-a dat seama. Bă, de ce nu l-ai lăsat să plece? Nu, dar de ce nu l-a lăsat în noaptea aia să plece și venea înapoi, omul? Sigur, stimați tu, spectatori, dacă până și Niculescu și-a dat seama că a fost flagrant, înseamnă că e flagrant. Nu, nu înțeleg. Adică procurorul știa cu o seară înainte. L-a luat la mișto că la Iași, nu știu ce, cu dosarul ăla. Da, dosarul avicola. Noaptea mea la 12, noaptea lui ei, noaptea. Ei, de la Iași. Sunt, fără să fie citat. Trimite-mi o citație și invită-l, că omul s-a dus mereu. Ei, nu știu cum, eu sunt mult mai capabil decât toți ăștia. Eu le spun de pe acum la mine, dacă vor inventa vreodată și vor veni cu mascați cu asta, eu le spun de acum, mă las în găuzul gol și dacă nu le arăt, să n-am parte, nene, luați-mă, puneți-i cătușele și mie și lui ăsta micu, adică nu acum vă face un circ de male circ din Moscova sau Krupski, Balșoi Teatru. Am avut probleme și pe vremea aia cu la un moment dat s-a pus a avut strălucita idee, că până acum am apărat, că da, eu am fost mare dușman, eu n-am spus la lume, eu practic cu familia Ceaușescu, în afară de Nicu și de copii, cu bătrânii am intrat la un moment dat într-un mare conflict, și eu și familia mea, n-am spus niciodată, acum o spun, adică tata la un moment dat a avut și domiciliu forțat, am avut probleme care au fost cu nepotul meu, în fine, care se poate numi, de asta nu vreau să spun că intru în alte chestii, dar problema este în felul următor, că la un moment dat ei s-au pus pe mine și am avut și un moment când nu mi-am dat voie să intru în România. Adică eu am plecat afară cu un... Pe ce motiv nu te-au lăsat să intri? Pentru că ei au hotărât că eu am fugit afară. Okay. Așa era atunci. Care fugea nu mai ce se întâmplă? Eu am plecat în America. Eu am scos din țară după aia a devenit un potent om de afaceri în România, extraordinar de cunoscut. A murit. Nu vreau să-i spun numele. Nu vreau să intru în chestia asta pentru că deci eu l-am ajutat să iasă din țară pe acest personaj care când am ajuns acolo el a zis rămâi, în fine, și au încercat să așa, au dat. Am plecat în America, au zis că am rămas acolo, m-am întors în RFG, au zis că am rămas acolo și eu am zis nu, mă întorc acasă. Când m-am întors acasă, a venit Niculescu, știi, a venit unde la direcția 5-a care era la noi, că, și noi aveam oficină, nu eu,
să fiu idiot. Tata avea ofițeri. Da, așa, pasa de, pasa de mitarilor. Acum pasă de mitar. Că direcția cincea era cum sunt acum SPP-ul. Cum are Băsescu, cum are... Era Neagoie, marin șef. Neagoie era marin. Văd că știi că ai scris și pe acolo la Neagoie. Și am ajuns pe aeroport și din 20 de avioane care veniseră, a zis, m-a chemat unul, mi-a luat pașaportul și a zis, păi tu nu poți să intri în țară. Și a zis, cum nu poți să intri în țară? Păi tu nu poți să intri în țară. Păi bă, tu știi cine sunt? Da. Dar tu nu poți să intri în țară, că tu ai rămas. Cum să rămân? Păi nu vezi pe aeroport, ești cretin? Bă, ofițer, că știi cum le făceam eu, că știi cum le făceam. Luați-aia și colonelul, luați-aia și alea, luați-aia și alea. Deci, stimați televizatori, m-am luptat în vreo 4-5 de miliție pe vremea aia. Că de-aia am stat 7 ani după revoluție fără buletin, că nu vreau să-mi fac acte, că atât tată vă le-am organele îndrept. Și vine ăla și spune, nu știu ce, și vine unul, spune, nu, pleacă că omul nu intră. Și ce am făcut în 2 secunde? Cât mi-era geamul la aeroport, la Băneasa, când am trecut prin geamul ăla și m-am întâlnit de 2 ori pe jos, o fi dat la telefon lui Ceaușescu, spune, bă, ăsta spate geamul, se dăvărește pe jos, să uită tot aeroportul, că erau vreo 6 avioane, că veniți să mai ceartă, da? Ce facem, lăsați. Adică eu n-am, și ăla Ceaușescu chiar, stimați mici milițieni care mă căutați acum, sunteți gâze față de, adică la măcar a fost drăcos, adică pe ăla l-a respectat, că la chiar a fost puternic, nu trompete din astea, și nu m-a pus în genunchi ăla, a încercat, batalion disciplinar m-a trimis. Aceeași manevră mi-a făcut-o cum mi s-a încercat acum, divorțeam, plecam și îmi luasem o casă la delta Dunării. Nu pusesem mobilă, că am stat toată vara la mare, dar aveam un pat și foarte multe sticle goale, pentru că se consuma. Și eram cu o fată acolo, că eu mă logodeam foarte des, și m-am trezit cu unul, care e același personaj care a plecat, și cu unul de la direcția 5-a. Eu lângă pat, zic că e lângă mine, lângă pat, că eu nu s-a așteptat să dorm eu la ora 3. Și zice, cu voi ce ți-am adus cheile? Și un băutura mea ca prostul, cine a făcut aia? Ultras Dinamo, e o poză de la, cred că de la botez. De la botezul Bănică, dar a pus flori la... Atunci când te-ai dezbrăcat tu, da. La botez. Da. Și ți-am pus niște chei. Și zic, mă, și după aia nu m-am gândit în băutura mea, că eram, zic, mă, dar cum au uitat ăștia, după aia m-am gândit. Și atunci au vrut să, Nicolae și Elena Ceaușescu, au vrut să să-mi facă același fragant cu valută pe vremea. Înțelegi? Tot au încercat să-mi pună valută, până ne-au reușit, adică am avut confruntări pe linia asta, m-am bătut cu 45 de guverne, cu ăștia, deci nu mă sperie, că nu mă sperie, și mi-a fost frică de ăia, mi-e frică. Acum eu îi apăr pe Nicolae și pe Elena Ceaușescu din singurul punct de vedere, pentru că sunt morți și apar o groază de... Da, mă, apar o groază de oameni care le intrau chiloții în cur când îi vedeau și mănâncă toată... Atenție la vocabul. Păi, cur ai voie. N-ai voie. Atragem atenție, bate în asta. Așa. Și care acum să dau smei sau balauri sau astea care au fost, care când îi vedeau tremurau. De asta îi apăr, pentru că nu-ți pot apăra, și că am vrut să pun într-un fel chestia în adică la locul lor cum sunt. Să vedeți, stimați telespectatori, chef elegantă făcută de direcția 5-a, care Niculescu nu avea ce să caute în direcția aceea, că era prea mică, era la ăștia pe stradă. Unde erai, mă, la filaj, la cele? La tehnică? La CTOT, da. Păi dacă dai eu ai tu cu zgomotele și cu astea și cu spatele sunetele. Circului. În spatele circului, da. Noi aveam un restaurant cu circuit închis la Hotel Triumf, care este și acum pe Chiselef. Eu stăteam vis-a-vis de acest restaurant unde ambasadorul Americii, unde vă povesteam. Și erai conectat la circuitul ăla închis. Eu eram conectat pe mai multe, Niculescu, eram conectat pe toate căile. Acolo eram cu Viorel Bucur, care poate să depună mărturie, era Nicu, era sora mea, era Iuri Fazeca și nu știu dacă era și Jean Maurer, că de ăștia vreau să mă prea aduc aminte, și a apărut un capitan sau major de armată, care era într-un fel prieten cu Viorel Bucur, acest prieten de-a meu, care tatăl lui era primărie.
acolo am băut, am mâncat, ăla avea epolețe, avea astea. Eu cu nervii mei și cu inteligența mea, hât să-i rupe poleții, să-i mănânc haina, să fac toate astea, că aveam toate epilepsiile alea. Ăla, râdea ăla, l-am făcut varză, bă, tu știi? Și era cam nasol să rupi uniformă, dar pentru mine nu era nasol. L-am făcut pe la varză, zic, băi, dar ce tare ăsta, nu mă resta că rupi uniformă, că dacă vedea și frui că îl degradam eu, ca să degradez un ofițer, mai președintele țării, care era comandantul suprem, putea să-ți rupe poliții să te degradeze. Eu degradam pe acolo, prin restaurant, la rând. Ca să vezi ce frumos m-au lucrat. Ca să le arăt că eu sunt obișnuit cu aceste lucrături. Mă duc acasă să mă culc pe la vreo 5 dimineața, stare avansată de ebrietate. Hau, 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 hâț, căpitanul la ușă. Ăla? Da, sau ce era, major? Ce faci, Serghei? Bine, băi, dar tu ce dracu cauți pe aici? Bă, să moară mama. Dacă vezi ce înseamnă, ce prost am fost, ce înseamnă băutura. Bă, să moară mama, cu tine, eu sunt aici la unitatea militară care e lângă casa ta și, bă, tot îl freacă ăștia pe comandant. Vino, bă, să semnezi că nu mergi și nu mă te duci în armată și nu știu. Aveam vreo 30 ceva de ani. Eram frumos. Perucă, toate astea, venit de la Los Angeles, hau, bau, îmbrăcat, Los Angeles, fete, nenorociri. Ce armată? Stai să bucure toți, ciordeală din magazine, frumos, mă pomezești cu Los Angeles, fugi din restaurant, făceau chinezii la revedere, nu știau că poate să fugă, stai că sunt râmpă alta, eram vreo 6-7 și plecam pe rând, venea chinezul, hau, sau, hau, tiu, ne conducea și am ieșit și ultimul, nu am bătut nimic, nu-i deja voi aminte că noi ce timp, asta era tehnica noastră europeană, să zic așa, ne ducea fraierul pe rând la ușă. Zic cu capitanul. Așa, și capitanul. Ajung acolo, eu nu mi-am dat seama ca bou, fiind în stare avansată de ebrietate, că el n-avea cum să aducă băutură. Și spune colonelul, mamă, sare colonelul în picioare, ce faci, Serghei, ce nu știu ce. Zic, mamă, ce sar coloneic, mă văd. Zice, bă, am auzit că te căsătorești mâine, aduci tu o sticlă de coniac. Nu, deci cumpără. Dacă eram băiat șmecher și eram deștept, și, adică eram matur, spuneam cum să cumpere, că pe la 10 nu-ți vinde alcool. Aduce la o sticlă de coniac, hau, 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 am băut acolo, mai dă o sticlă, ha, ha, ha. Deja eram la birou pe comandant, făceam, să vă povestească zbaranda, făceam toate harfele, îl întreb până la, dar unde mă duc? Și el luase un băznaș și mi-a arătat unde se termină România, ha, 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 nu mă duc. Eu mergând pe coridor, îmi spune o femeie, săraca aia, cred că ori simpatiza pe tata, nu pe mine, că în fața mea n-avea cum să mă simpatize nimeni. Și nu semna Serghei că te ia la, hai mă, cine mă ia pe mine, ha, ho, ha, ha, la revedere toate alea. Știi cum ceream? Hârtie, stilou, am semnat toate alea. Am semnat alea și m-am dus acasă, zic, iete, când că te semnezul ăsta, mă ia pe mine, cine mă ia pe mine, tata era al doilea în țară, mă ia pe mine în armată, mă ia pe mine în gură, unde se mai în armată. Mă culc. În gură a luat un sandwich în gură, ai voie. Specifică. Specific. Hau, 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 dormeam. Da. Păi trebuie să plecați. Unde să plec mâncăm așa frumos? La armată. Păi trebuie să plecați la batalionul disciplinar la Beiuș. Cine, mă? Disciplinar? Da, mă. O, e pușcărie acolo. Stai puțin. La batalioane disciplinar. Am devenit șeful la batalion. Cine sunteți voi, mă? Dar tu mi-ai căutat ordinul de încorporare, a semnat, trebuie să plecați. Hai, mă, du-te de aici. Îl iau pe colonel care era șef statul major acolo, la armată, prieten, cum e, nu știu ce, alo, uite așa, așa, hai bă, termină cu prostile tale, stai că sună acum. Dă la telefon, sună în 2 minute, bă, mă, cam depășește, vorbește cu ministru. Mă, ce ați înnebunit, mă, luați pe mine, ce armată să fac eu, că sunt cretin, unde să mă duc eu să fac armată? Bă, vorbește că nu știe ceva la mijloc, vorbește cu ministru. Îl sun pe ministru, prieten și cu ministru. Uite așa, așa că mă iau ăștia, am 30 ceva de ani de plec, eu acum militar, bătrân, bășină bătrână, mă duc eu acum pe coclaure, să vă zic. Bă, cum să te-a bătrân? Era? Bă, mamă, fui să te... Păi cine era ministrul apărării? Nu mai știu, Smaranda era mic, așa, aveam vreo 30 ceva de ani. Ministrul apărării? Și, stai bă că te sună acum, mă sună la bă, mă depășește. Cum vă depășește, mă, Gavaș Gorghea? Mă depășește pe toată lumea? Și bă, sunt pe tata, bă, mă, ia ăștia, stai mă că sun. Și sună la... Volteanu, la... Nu știu, mă, o să aflu cine, că dacă vede cineva care a fost, mă sună. Și sună tata și răspunde Elena Ceaușescu, da, de ce, lasă să meargă, că eram pictor. Un pictor trebuie să vadă toate frumusețile țării. Și hât direct în batalion disciplinar, unde acolo au încercat ei să mă facă, am făcut 2-3 tumbe, 3 nenorociri.
și am devenit șeful și orașului Băiuși, că îmi scriau unii din Băiuși, că acolo am avut făcut batalion, și am devenit și șeful armatei și șeful orașului. După 3 săptămâni se dea cheia orașului. Da, fără caterincă. Dar ca să vezi cum au făcut așa, că eu sunt obișnuit cu cheile astea de treile care le cearcă ei și acolo... Becherile lor. Mă, ți-am spus că acolo când au venit colegii mei, povestit într-o seară, ea ceau că sunt de vreo 20 de ani acolo, cum mâncam, aveam o masă imensă, așa că n-aveam apă. Am poze cu pijama mea care stea în picioare. De ce râzi, Doamne? Era apretată, nu? Păi cum să-ți dea? Păi îți dai seama că erau copiii care erau pe acolo, toată lumea era pedepsită și ofițerii erau pedepsiți. Și îți dai seama, am luat o cană care scria pe aia să-l ard pe la gură, că nu pot să spun care bea din prima. Și furam roșii și alea așa și făceam salată pe masă, dacă țineai cu atelea, înseamnă că alea, că spălau vreo 200, 300 ceva, 400-500 de oameni într-un singur bol, spălau toate vasele alea și toate alea. Că era batalion disciplinar toate alea. Eu a doua zi făceam salate, băgam pâine pe masă, ziceai că s-a acolo de 25 de ani. Înțelegi? Vă scotea la cartofi să curățați cartofi o noapte întreagă? Nu mă, că noi eram ăștia cu facultate pedepsiți, eram eu, era un popă care vrusese să fugă, unul care și-a dat foc la carnetul de partid, unul care nu știu ce făcuse și... Bă, dacă vă băseam cu damată, dar să împușcă lumea și lumea că sunt nebun. Îți dai seama, am ajuns eu acolo, zic, dar aveam 4 zile de Los Angeles, am ajuns acolo. Băiușul ăsta e un fel de orășel frumos acum, na, că acum am nășit pe acolo, am făcut că am rămas șeful orașului, înțelegi? I-am întrebat pe acolo, că am bași casii de sandăschid, când am ajuns în gara acolo, eram mai găin pe jos, și întreb pe unii unde bagajele de mână, că am zis să mă duc și eu să dau ceva, până mă duc în unitate, înțelegi? Și un țăran mi-a spune, pune evrei aici după colț. Limanirea ta e dragul cu unitatea voastră, să fiți. Îți dai seama, ajungeau pe acolo câteva lăs de bere. Și ajung acolo la unitate. Zic, bună ziua, soldat, hai mă, lasă-mă cu soldatul, zic, ce fac, dați-mă, uniformă. Nu, mi-a dat jumătate uniformă, că nu prea a avut echipament pentru noi toți. Și m-a băgat într-un dormitor de vreo 100 ceva de persoane. Noi eram 9 și 6 4, când ne-a pus 2 în pat. Înțelegi? Stai să vezi. Dar pe mine m-a chemat cu 3 zile înainte să-i aducă pe elalți. Asta mintea oamenilor de la direcția 5. Eu am ajuns acolo, hâț, m-am întins elegant în pat. Patul ăla de fier? Da, eram singur într-o cameră imensă. M-am culcat acolo, îți dai seama, caterinca mea și râdeam. Și apare unul lăzău, că știu toată viața. Noapte. Capitan era, un bulangiu, pardon, zic, n-ai voie. N-ai voie. Un fel de, îți dai seama, un politruc dintr-o unitate militară, dacă mă vedeți acum, un jec de om, un nimic, un gunoi. Atenție la limbaj, nu mai jigni. De partid pe unitate. Da, mă, da. Vine noaptea la mine, înțelegi? El. Alarmă, m-alarmă. Ce vrea ăsta, bă, mâncați-a zis gura. Eu singur, tot dormitul ăla, m-am scoat așa în cur, mă uitam, le zic, ce vrea ăsta, soldat, zic, zi, mă. Zice, cine-i planton? Eu zic că sunt eu boșa, dar plantonul ăsta cine? Eu zic, planton n-a venit. Dacă plantonul era, că eu trebuia să mă păzesc, înțelegi? Bă, ăla îmi spune mie, păi bă, că trebuie să fii planton. Și eu zic, bă, da, ia mă, prea urli tu pe aici, ce-i plantonul ăsta, mă? Păi ăla care păzește. Păi și cum vrei, bă, cretinilor, eu să dorm, eu să mă păzesc? Cum, te vezi că ești retardat? Prostul lui face gestul fatal a vieții lui, îmi pune bocancul pe pat. Fiți atenți, milițieni, că nu, eu am așa, mă apucă rău de tot, sunt stat. Uitați-vă bine la mine. Pune bocancul? Da, să-i fac bocancul. Zic, poftim? Fă-mi bocanc cu soldat. Cum să-ți fac bocanc? Nici nu ți-am înțeles ce vrea. Era vreau să-i fac cu cremă. În 3 secunde, unde crezi că era lăzoa meu? În veceu și-o peste el. L-am luat pe sus. Dom'le, că sunt ofițer, că ești soldat, batalion, disciplinar. Stai că-ți dau eu ție. Ofițer. A doua zi a plecat. Eu singur acolo în dormitor m-am gândit ce fac. Eu a doua zi imediat m-am dus mintea să umbl după o armă ceva, să fac o rebeliune mică, să fac, eram obișnuit cu armamentul, nu vreau să spun cât am tras eu pe vremea prin România, că își schimbă părerea telespectatorii față de mine. Și era lungul. După aia a ajuns ministrul secretar de stat după Revoluție, ăsta era șeful pârnăie acolo, nu, n-am mai vorbit cu mine, a format foarte el, foarte așa. Și era acolo, da, avea arma acolo și m-am dus de la lungul, era comandant.
Ăia soldat, că era raport, du-te bă în raport, băi, lungule, vină un coace. Și m-a dus la lungul și a zis, lasă-l. Și am zis, știi ce cu mine aici? Și zice, da. Știi cine m-a trimis pe mine aici? Zice, da. Cine m-a trimis? Tăvarășu, așa, așa. Știi pentru ce fapte mi-a făcut că am bălmuit jumătate din CC? Secretar Comitet Central, vicepriminiștii, poc, că le-am dat la Pamela toți când s-au luat de mine și cam așa, și ce am făcut eu până am ajuns aici, că am tras în pescăruș, că am tras în ambasada sovietică, că am bătut circa cu tare, că am tăvălit, l-am bătut pe Zavera, care era șeful miniției capitale. Deci, pata, știi pe ce am ajuns aici, da? Da. Dacă nu dispare acest lăzău din această unitate, că stau eu, și dacă mai se întâmplă ceva, văd că ai o armă aici. Eu arma asta o iau și mă opresc la CC. Și o să ai berele. Zic, în primul rând, dispară ăla, că îl omor. Dom'le, că batalionul, că ofițer, că tu e soldat și că dacă se întâmplă și că faci, bă, nu mai mă interesează. Dacă îl prind pe ăla, îl om îl strâng de gât în unitate. Adică, nu, ce, e o cărămidă, ce îi lua, îl fac. El de aici. Da, și-l luat acolo. La gonit acolo, înțeleg. La ușchit în altă parte. Cum? La ușchit în altă parte. La ușchit în altă parte. În 3 săptămâni am preluat conducerea unității. Să mor eu. Bă, nu o să uit. Dar cum te descurcai cu programul? Care program? Dimineața, păi dimineața se scoală. Păi nu scoală nimic, că și ofițerii erau... Înviorarea. Ofițerii erau pedepsiți, ofițerii stau cu mine în cameră, deci, beau noaptea și... Îmbrăcarea... Aveam o tavă mare în mijlocul dormitorului și făceam, prindeam găini, aveam un popă care punea porumb pe gută și mergea prin satele prindea găini. Și haleau găină și mergeau la 6-7 metri. Vezi cum erau găinile spatele lui și le haleam noaptea acolo, cu băutură, cu aveam... Pe ce aveam la rastel acolo, aveam mai cârnat, salam, băutură, toate alea și beau și ofițerii, că și erau pedepsiți. La mine era o băutură totală. Înțelegi? Păi și primul lucru, vin și ei alți, vin și ei alți, că dacă îi aduce și pe ceilalți pedepsiți. Lângă mine erau magazii. Noi suntem într-o clădire singuri ăștia. Restul soldaților normal, noi eram ăștia cu facultate. Adică era și un director de fermă care nu știu ce făcuse la pe acolo. Fornate, dacă m-or vedea ăștia. Și noi eram separați de soldații. Eram bătrân, că la fornate avea 40 ceva de ani. Păi l-a luat repede din unitate, că a venit nevastă asta și l-am învățat toate nenorocirile, toată noaptea, și ăla le-a plicat acasă. Și ăla cu bornada mea avea un brâu de iepure, că era gras bătrân, avea vreo 46 de ani. Și îl învățase, nu pot să-ți plătesc orice, îl învățase cu reviste, să moardă, să facă, toate mele. Îi dădeau foc la mășini, toate tâmpele, mergeam pe acolo. Și l-am pus să sară gardul, înțelegi cu mine, și a sărit în cap la comandant. Și comandantul i-a spus, dom'le, dar dom'le, să-ți mai bătâm decât mine, dom'le. Ați condus o unitate cu câteva sute de oameni, că fuseți director mare de astea, nu știu. Zic, dom'le, cereți-mi voie, dom'le, dacă aveți 40 de ani, săriți. Și el tot timpul, de Niculescu mă învață, Niculescu mă învață, Niculescu mă învață. În mijlocul unității era un râu imens, înțelegi? Tu îl învățai? Păi eu îl învățam tot timpul pe Fornade să moară mama, suntem la plajă. Hai, ne dezbrăcăm. Stădeam Fornade gras la în mijlocul unității. A venit comandantul, dom'le, nu ți-e rușine, dumneavoastră ar trebui să fie un exemplu. Stai dezbrăcat. Ce ești aici? Ești la părinte de nămbol, unde ești? Și atât l-am învățat, nu pot să spun pe post cât l-am învățat, că a venit nevasta lui Fornat de la un dat și a zis, dom'le, e unul Niculescu pe aici. L-a învățat, dom'le, eu un bătrân, dom'le, dacă vedeți ce face prin casă, nu vă vine să credeți. Eu mă să-l detașați. Să-l detașați de aici. Fii atent, și eram în chestia aia, eram singur, aveam 3 zile singur. Primul cum l-am luat pe lungul ăsta, care mare general, mare ministru ajunge. Eu nu știam gradele. Și am dat și o telefoane să-mi vină șmecherii, relațiile mele. Aveam cu cooperația cu asta, prin toate zonele astea, cel mai tare era cooperația. Că ăștia aveau țigările, Nesu, toată marfa care venea de afară era cooperație. Care eu aveam, acolo am pilezare. Și vine șeful cooperației, care era cel mai drăcos în oraș, în toate orașele astea. Și vine și lungul. Înțelegi, eu eram jumate militar, jumate civil, că nu avea haine pentru mine. Și acolo am crezut că e portarul.
Și ăsta îi spuneam pe ăsta, ăsta mă întreba când ies. Și eu întrebam pe ăsta, auzi bă, când ies? Ăla soldat, nu așa se adresează, hai mă, lăsă-mă vrăjeala cu soldat, moldat, moldat. Zic bă, plutoniere, și ăla era coloner, care era șeful. Ce grad avea? La coloner, bă, tu stai seama, era cel mai tare acolo. Zic băi, plutoniere sau ce ești, te-a pus statul, te-a brăgat în verme, te-a pus la poartă. Zic, când ies, când îmi dau bagabonți ăștia drumul ăla? Soldat, ia poziția, hai mă, dă-te de aici, să te bată, ce poziție îți iau, băi, te-a. Și după aia vine și spune, e comandantul unității, păi să fiți toți, bă, prezintă-te. Păi, ăla, nu că tu te prezinți la mine, eu vezi bine, mă, prezint, du-te. Regulamentar. Reglamentar. Și am stat primele 3 zile acolo. Ce am făcut în întâmpenia mea? Lângă mine erau magazinele cu, nu cu armament, cu efective. Da. Înțelegi? Cu haine. Da. Ce m-am gândit? Eu zic, bă, că am întrebat pe aia, că ți-am zis că am devenit, foarte rapid am devenit, am preluat puterea în unitate. Și întreb pe aia, zic, bă, mâncava și gura voastră, zic, cât să venim? Păi sunteți 12, păi de ce v-am tapatul? Păi dormiți, că așa e modelul ăștia, pe demțințele astea. Bine, mă, dormim. Și m-am mutat. Săracul era unul, cămărașul ăsta, așa îl chema, cred că îl chema, care era micuț așa și poet, scrisese niște poezii împotriva lui Ceaușescu și chestiile astea. Eu i-a dusese oameni speriați, ăsta avea vreo 50 de ani, zice, oameni luați cu diferite probleme de acasă, nu la ăsta. Eu ce-am făcut întâmpenia mea? Mă duc, mă, mâncați așa, bă, ta, bă, da, martor, mă duc, deschid acolo și mi-au uniformă de capitan. Ăia toți erau în civil în dormitor, că i-a dus acolo, înțelegi? Ăsta, eu ce-a fost în capul meu? Să-mi aleg pe unul care să stau în pat, înțelegi? Și te-ai făcut capitan? Capitan, ăsta, al meu fuma! Pe marginea patului, nu știam. Bă, când am intrat acolo și a zis, bătă, trei! Au sărit în aer! Au sărit în aer! Bă, stinge țigara la săracul și-o băga în urică, m-am putea să-mi fărăze de frică. Aici adormi! Am plecat, am apărut, bă, ce-i cu voi? Bă, să moară mama, de câte-ți de tenzile, bă, a apărut unul, a țipat, a lătat, bă, țipă ăștia noi, bă, sunt cam periculos, sunt cam ăștia, cam urlă, cam toate astea pe aici. Și mi-am luat pe la micul, i-a spus după aia, bă, eu am fost ăla, bă, nu-i venea să gădă, bă, idiotești. Și îți dai seama ce unitate militară era tare tot, că m-a întrebat pe mine în prima zi, ce ești? Ne-a scos acolo. Ce ești? Eu ca prostul am zis, am făcut un pas în față, zic, sunt pictor, am găsut că sunt șmecher dacă sunt pictor, da? Ia niște cremă de ghete și voi tu cauciucul astea la mașină. Asta a fost primul... Primul impact, da. Zic, dă-te, n-am voie să vorbesc, văd, am luat eu familia lor, da, mă, le fac eu. Ne-am culcat, a doua zi ne-a dat jumate echipament, jumate astea, mergem la poligon. Mergem la poligon, zic că poligonul e în curte, în curtea unității. Ne dă niște lemne așa, de niște cutii de lemne cu niște table din alea, ținte și niște pietre. Da, în spinare să te duci cu ele. Da, nu, și noi eram ăștia 12 și cum fugeam așa, să rotea și venea și ți ajungea, eu ultimul. Înțelegi? Dar poligonul era în curte? Poligonul era vreo 25 de kilometri pe munții Apuseni la Uștor, că era zona de Iuș, e mai zona de munte, munții Apuseni. Zic, gata, băieți, merge la poligon, merge, ne ia unul, bă, era un ofițer care fugea cu țigarea în gură, bă, Niculescu, să mă... Pasă alergător. Avea condiție fizică. Condiție, și ea pedepsiți, toți machitori. Ce ajungea la mine, eu aruncam hâț, după vreo un kilometru și ceva, ăia unde e efectivul de luptă, s-o mai spus ăla, care efectiv de luptă, unde e, ce, cu ce v-a plecat unitate, pe zic, ce aruncam, vine la mine, am aruncat, că te ia curtea marțială, că te ia curtea marțială, puțin prin anumite părți, printre astea, primul, la încă 200 de metri, o cabană, direct la, bine, la masă, eu. La masă, eu și încă unul, care mă știu că și pe la luat repede de la mine acolo, ne-am așteptat la masă, acela era mai purisan. Ăia că soldat scoate marș, cu ăsta care era la cabană, după aia a rămas frate și după aia a mers, a murit Dumnezeu să rețe, după aia a mers la el la Beiuș. Cine sunteți de Beiuș, că vă uitați la mine, puteți să confirmați toate povestirile mele, că sunt știute. Da, aveți novele? E cum să luam lovele, măi, și nebun, pe noi făceam contrabanda cu Nescu, cu țigări, cu dacă aveam singurul România, aveam Kentul și BT-ul pe timpul la Nescu și cafeaua, aolul, Niculescu, mă împușc, și televizoare color. Ce dracu, telecolor și cromatic. Păi luam 5.000 la un televizor, s-a prescris, dragii mei. Așa să lua. Păi luam 5.000, luam 4, 5 televizoare, luam mașină, dar nu mă dau cu asta, mă, ați zis?
M-a așez la masă și am ars o băutură. Dă-i pe băutură, dă-i pe băutură, dă-i pe băutură. Aia că te împușcă, te fac, dă-mă împușcat la pauză, că acum nu. Lorea a fost frică de mine și am zis, vezi că fac urât, pune două lăscă la dumne și soldat. Zic, bă, pune două lăscă, nu facem șucări aici, facem șucări în altă parte. Zic, ești de la cooperație, zic, te închid. Zic, nu te lua cu mine, cu cooperația, că eram șmecher. Ce crezi că fac proștia din unitate, bă, că n-o să uit toată viața mea? Vin cu o remorcă și cu unul, dom'le, te împușcăm. Zic, bine, împușcați, bă, ce beau berea, că acum sunt puțin ocupat. Le-am luat pe acolo. În fine, m-am întins pe remorca aia. Îți dai seama, și ei mă duceau și m-au băgat în unitate. Erau câteva sute de copii din ăștia, toți pedepsiți, toți erau la baton și prin are, înțelegi? Ei, îți dai seama, erau toți aia înșirați acolo. Eu m-am ridicat în cură pe remorca aia, drept, sculcat, sculat, atacăm! Împrăștierea! Făceau, nu vă luați după ăsta! Și ce crezi că i-a dus mintea să facă, bă? De am râs două săptămâni singur ca prostul. Ce măsuri au luat fraierile mele? M-au pus la panou, am luat foaia, o am acasă, m-au pus la panou acolo, desenat eu cu două sticle de băutură și scria, nu faceți ca soldat Niculescu. Bă, mi-a fost o rușine. Da, mai puteai. Da, zis, fraierile, nu faceți caz. M-am băgat rău de tot, m-am băgat de mine rușine. M-am rușinat acolo. Să ies, mai bine să stăr gardul, să beau un orașul de rușinea care aveam o manta până jos. Bă, dacă vă arăt poze. Ai prins iarna acolo? Cum, mă, iarna? Păi eu am avea manta, că ai mea nu avea manta. Și am poze când sunt soldat. Lemne cine spărgea iarna să face focul dimineața? Nu, dom'le, aveam acolo. Dar n-am auzit că toată lumea era la mine în dormitor și ofițerii și toată era lumea. Cald, dar toată lumea era cald. Am poze pe acolo, pe blogul meu. Aveam șapcă de soldat cu pene de... Aveam niște pene de pământ și aveam căruță, dirigență. Mergeam cu dirigența. Făceam ce vreau. Înțelegi? Ne spunea militari refuzați la export. Uh-huh. Asta, când aveam inspecții ca astea, venea ăla și spunea, Mizil, ia-ți unitatea și pleacă aia, să-ți cum ziceamă. Drept în colonel, aș plecam 2-3 zile pe munți, cu foc, cu păsări, cu șprițuri, bine. Cu alea, cu era bine. Pe să le dea afară, că eram cocoșați, era unul cocoșat, unul gras, unul strâmb, unul alea, unul n-avea tocuri la bocan, cu avea doar pantaloni, avea geaca, că nu ne dăduse la toți. Da, plăcerea lor era, le punea filme fără sonor la copiii aia. Atunci am luat eu foc puțin cu comandanții, că m-am prezenit în afară de lungul ăla, dar pe lungul spun că nu l-am dovedit, și adormeau ăia și le dădeau palme pe chelie. Și pe... Da, mă, da. Și tu-ți dai seama că la sfârșit, la cererea unității, că m-am eliberat de Crăciun. Trebuia să plec de Crăciun. Și la cererea unității și a câțiva dintre ofițeri, am mai rămas 3 zile în plus să fac acolo sărbătorile cu ei, să mai fac cu ei și eu șpriț adevărat și asta. Deci eu ca la cinematograf, la cererea telespectatorului, am mai rămas 3 zile în plus. Nu te să pentru, pentru bis, da. Cum am preluat armata? Era acolo unul generalul Bordei. Un om tare tot care era generalul pe armata a patra. Deci la cooperația asta toate restaurantele, toate barurile, toate hanurile, toate astea aparțineau de cooperație. Plus că aveam așa. Și ăsta a venit și mi-a spus, bă, vreau și eu, acum fac ce spun, dar nu cred că mai e în viață, că era bătrân atunci. Zic, vrea avut mașini de spălat iugoslave care erau, televizoare color și nu știu ce dracu să fac. Gata, dom'le, se rezolvă. Și ăla era azi de-a, pe armata a patra, era tare de tot. Și a zis, vezi, faci ce vrei. Îți dai seama, eu eram la, erau niște hanuri pe acolo, frumoase, rău de tot, un castel, prin zona aia cu un lac, pescuiam acolo, toți chelnări în jurul meu, că dacă toți aparțineau de cooperație de tata, toți iar roiau pe acolo. Eu în jumate militar, jumate asta și vine Bordei ăsta cu vreo 3 colegi din ea, dă-i seama, și eu noroc Bordei, ăia dom'le! Și făceau cu, băi, soldat, cum faci, lasă-mă, că ăla era general, zile astea, și am zis, faci ce vrei din clipa, l-am, așa, și am mai, odată mai era să mă alerge, nu mi-am dat seama că sunt în militar. Și el avea în Oradea,
mare, stat major și asta și era Bordeș. Și eu am intrat acolo în soldat, nu mai am dat că sunt în soldat. Deschid ușa, erau vreo 100 de ofițeri superiori de... Și eu îmbrăcat în soldat, spun, bă, Bordeș e pe aici? Lăia ce e? Eu când m-am uitat că sunt un soldat, am vrut o acugă. Până îi spun asta, până vine Bordeș, zic, ce mă încingă ăștia, îți dai seama. Și când fugea așa, a venit Bordeș și am zărit în mașina lui, de uite așa. Și după aia făcea așa, ne-am dat seama acum sunteți sub acoperire, că m-am zis că-s bătân. Au crezut că sunt ceizna, știi, că vin soldați, îi prind pe asta, că lasă-mă, că nu sunt nicio acoperire, nimic. Dar pornisem de la manevrele ăstora. Deci eu sunt obișnuit cu manevrele la ăștia, nu poate să-ți fie frică, ce să-ți mai facă? Păi astea, spun, ce să-mi facă ce acum? Acum chiar mare ce ar putea să-mi facă să-mi ia, nu? Dacă dispăream atunci, cine știa că există? Știa un număr mic de oameni că nu era ca acum, dar acum ce să-mi facă ce? Dacă să vezi că, cum e asta, că nu s-au schimbat niciun pic, au rămas aceiași oameni, măcar asta e păcatul. Asta le explicam eu la telespectatori și care mai vrea acum niciunul să-mi intre, să sune, să mă întrebe. Poate nu funcționează telefonul. Atacă, funcționează telefonul. Și mă atacă, a fugit și nu vrea să vorbească, dar regia a fost restată. Da, da. Uite, vezi că nu sună nimeni în asemenea cazuri. Vrei să sun eu să vă? Nu. Da, și așa a fost. Și acolo după aia am ajuns. A fost una cea mai frumoasă perioadă a vieții mele în armată. Dar acolo când intri te tunde? Da, aveai părul și singur, mă. Aveam părul alung, m-am dus azmanat, dacă m-a văzut, a început să plângă. Când m-am fost acasă, că m-a părut cum din peruca aia din aia, așa m-a părut, m-am dus eu, pentru că se mă tundea cu cuiu pe acolo, îți dai seama că n-aveam cum să am peruca aia. De ce râzi, dom'le? E, și după aia ce am făcut în armata, nu pot să povestesc pentru că CNA-ul va închide acest post în 3 secunde. Ce am putut să fac în camera, ce puteam să fac cu aia, este incredibil. Incredibil. Ce puteam să fac acolo. Bă, și cât râdeam și ce Caterin că era și ce... M-am iluminată ca cine putea face așa ceva. Tot felul de prost se gândească la... Cât a durat? Un an și 4 luni? Nu, bă, Niculescu... Da, nu, 6 luni, 6 luni făceai. 6 luni, mă, Niculescu... Studii superioare. A fost ca la... Ba da, studii superioare, cum să nu știu. Băile de nămol acum. Pe cam la fel, se poate... Pe Fornat de l-am învățat pe ăsta Fornat de când ne-a dus prin niște tancuri. Și ăsta dormea săracul că era gras bătrân. Avea omul aproape 50 de ani și era gras. Fornat de nu fi fraier că suntem toți îmbrăcați în verde aici. Puneți o mască din aia de gaze, îți scoți alea să nu te supoci și curcă-te pe aici. A plecat toată lumea să-l cace și tancurile nu-l găseau pe Fornat de lădea de dor. Fornat de-a meu dormea prin geanță pe acolo. Uite că avem un telefon. Bună seara. Acum am făcut telefonul, spun eu. Da, bună seara. Bună seara, domnul Sergei. Bună seara. Da, bună seara. Ce faceți, domnul Sergei? Uite, mi-aduc aminte de cheile care vreau să mi le facă ăia înainte de Revoluție și cheile care vor să mi le facă ăștia după Revoluție. Și acum vor să mai încerce să-ți facă de alea din tinerețe, din armată? Păi nu, acum vor să mă facă cu droguri, cu alte chestii. Hai, că atunci nu iau droguri, vor alte chestii să-mi facă. N-ai fost de la început de misiune. Da. Să fie la ei acolo. Păi da, dar asta e strigător la cel că după... Dar ei vor să fie la noi aici. Să înceapă cu aceeași găinești și cu aceeași chestii și cu niște chestii care chiar n-am niciun fel de problemă cu chestia respectivă. Deci ca o tânăr din papură. Da, e ca exact asta. Dați pe Niculescu să beau și ceva că am chinesete. Nu mai avem cu ce să-i mai ocupe timpul și să-i tine acum. Da, dar știi ce care e chestia că... sunt atât de gâză mică și cu ce deranjez eu dacă au ajuns să... Vezi, au un cap ca fiecare om care mai scoate capul sau are o zonă sau are cunoștințe sau să învârte în anumite cercuri să fie băgat într-un insectar, adică dacă se apasă. Ai văzut cum apasă? Te ia după 14 ani, da? Deci ei vor să facă la toată lumea să facă câte o chestie. Eu sunt convins că nu se luau acum de mine. Doar dacă vreau vreodată sau spunea vreunul, cât la trăi ăsta, bă, sau ce fasă, ia luați-l. Peste aia că avem acum 7 ani când unul a spus despre el că vindea ecstasy și uite, l-am imprimat și el s-a dus cu microfoanele și cu asta. Exact cazul lui Gigi. Păi uite, la toate procesele care sunt, la ora actuală toți sunt luați după 15, 6, 10 ani, 9 ani, 8 ani, 12 ani. Păi ia-mă atunci că facă. De ce nu te luat atunci când a fost ea după 17 ani de zile? Ce nu după 14 ani de zile? După 17 ani, dar nu mai crea după 17 ani. Și când o instanță îi dă că n-a făcut nimic.
Aici e problema, că te ia după un anumit număr de ani și când o distanță... Deci și ei merg pe aceleași metode care, vă spun eu, azi am stat mult timp și m-am gândit dacă să ies să reacționez la televiziune, că o să merg și mâine la, la o televiziune care e mai văzută decât a noastră, dacă e cazul să ies sau să nu ies. Dar încă o dată am stat și m-am gândit, dacă mi-e frică să ies, ne întoarcem înapoi. De asta am venit și lăsă la apă pe Diaconescu acolo zilele alea, am stat la el la televiziune și am țipat, de asta am să iei să-l apăr și pe Gigi, de asta am să iei să-l apăr și pe ăsta că nu am văzut în viața mea de la antene, pe Alexandrescu ăla, de asta am să iei să apăr numai pentru că am explicat, ne bucurăm când ia pe unii, dar ne vine rândul ușor la toți. Și uite că ușor, acel ce mi s-a întâmplat mie azi dimineață, am rămas chiar stupefiat. Am văzut că te-ai băgat pentru toți și care a fost, a căzut la belea și cerți, hai să te ia și pe tine un pic ca să nu mai te bagi și pentru ăla și pentru ăla și pentru ăla. Da, poate să zic că stai mă puțin să aveți pe fraierul ăsta la mână, pe găina asta. Să închidem gura și lucrurile. Bă, trebuie să închidem gura asta și lui ăsta, da. Și cu ce să te aveți, frate, la mână, că dacă te avea la mână, te luat de atunci, acum ce să-ți fac? Păi da, dar vezi că poți să-ți creeze, vorba că după aia am stat și m-am gândit că ei poate să-ți facă și să chiar să spună ceva, că acum au încercat să facă sau eu știu dacă nu vreau să-l și pună, că la varianta asta nu m-am gândit dimineața, m-am gândit că doar vine ăla cu tehnica pe el la mine, mă întreabă, eu zic, uite bă, în paștere, mă, adică, n-am... Alo, da, n-ai voie, atenție la vocabular. Eu nu am cu chestiile astea și la revedere, dar în același chestie, cum am fața cu poate să-ți arunce trei pastile să zică, uite, astea sunt, tu cu asta te ocupi. O vrea să-ți strice imaginea. Da, da, imaginea, da, pentru că n-am o imagine prea strălucită, dar oricum o chestie care pe mine m-a deranjat și care am rămas așa, chiar am rămas efectiv... Frate, asta e justiția de România. Da, nu speriat. Asta e justiția de România. Da, că de asta le povesteam. De asta a început cu poveștile cu armata și prin ce am trecut unde m-a trimis Ceaușescu și asta, adică nu m-am înmuiat, am devenit lider și la Pârnaie și la a fost pe de Pârnaie lider. M-am descurcat și am devenit șmecherul acolo, ca așa sunt eu drăcos, să-ți rostic ce e, na. Descurcăreți. Ia mă, cum s-a ajuns de piscină în casă din vila cea mare, vila la mare, la Znagov, vila cu 20 de camere la mare, unde s-a filmat neamărilor, să ajungi în batalion disciplinar, altul putea să aibă șoc, nu? Da. Eu am stat acolo, am poze cu pijamaua care stă în picioare. Te-ai adaptat imediat. Ai devenit în 3 zile lider. În 3 zile am fost acolo, zic. Lider. Dar m-am concentrat, zic, gata, asta este dacă mă gândesc ce am acasă sau de unde am venit, că vin de la Los Angeles. Și de la alea o să nebunesc. N-am avut nimic. Aici m-am născut, asta eu așa judecând, cad la greutăți. Rezolv treaba asta aici acum, gata. Eu mă gândesc că n-a fost restul șterg din cap totul. Asta este, la revedere și la revedere. Și asta pornește discuția, că nu mă sperie și nu mă moaie, mă, ce poate să-mi facă? Ce poate să-mi facă decât să stau puțin pe la, nu, de la Jiraba, la Rahova, mă joc cu ea pe acolo, râd pe coridoare și am niște... Păi nu mă sună ea numai, el nu se bucurea să vină acolo, nu râd cu ea puțin pe coridoare și... Nu mai, frate, să nu se mai ducă nimeni, tu nu vezi că am început să ia numai pe ăștia, la pe Gigi, acum la ăla și pe Ceaconescu. Da, e ceva ce, nu știu, dar așa e cum se spune, deprimant ce se întâmplă după 22 de ani de... Dar asta e singura lor prostie. De ce nu te-a luat atunci în momentul ăla? Sigur, să trăia momentul ăla, dar la mie nici n-avea cum să mă ia, că la mie nu e nimic, adică... Da, știi ce zice aici, că, nu știu ce zice aici, că, băi, 13 ani de zile te-am filat și după 13 ani te-am arestat. Da, așa... Asta înseamnă, ăla-i filat și 13-17 ani. Ia frate de atunci și ce? Ia de atunci și fă-i flagrant, adică prinde-l car că-l face fapta, nu? Că nu poți să le pe unul că am bănuit că fac cum sunt la toate, chiar rog toate procesele. Toate procesele sunt pe interpretarea procurorului, nu mă prinde mă flagrant că asta e democrație. Afară, când te arestează, ei îți demonstrează că ai făcut, nu tu că n-ai făcut. E clar problema, la noi e invers, la noi trebuie să demonstrezi tu că n-ai făcut ce credeai că ai făcut, imaginar. Da. Și eu, pe prezumții și pe înregistrări telefonice. Păi înregistrări prezumții, nu merg nicuiesc pe prezumții. E din potrivă, ei merg pe interpretare și pe interpretare telefonice. Pe ascultări telefonice. Da, asta este. Da, mersi pentru telefon.
sănătate și numai bine. Hai, mersi. Ia ce este, zic ce ne spune lumea, mai sunt băieții cu mine sau sunt împotriva mea? Mai sunt, Jureviciu, Sergei, toți cei care au furat trebuie să plătească, nu contează că au furat acum 5 ani, între ei se cunosc și dacă cei de acum care sunt la putere văd că ceilalți dinainte nu au pățit nimic, prind și ei curaj. Acum când justiția mai mișcă, vrei să îi dăm în cap și cei de azi vor plăti dacă fură banii statului. Dar care ăștia de azi unde sunt? Uite-ți, Jurevici, iar intru în polemic cu tine, iar nu judeci. Deci ăștia care conducă țara acum sunt de la Revoluție încoace. Deci și Băsescu și sunt aceiași, toți sunt din FSN. Deci n-au arestat oameni politici, au arestat oameni care nu au nicio legătură cu politica. A, dacă arestau oameni politici adevărați și dacă era ce se întâmpla, dar ei sunt, adică, care, ăștia care au venit, ăștia de unde au venit? Ăștia care au venit sunt aia care sunt exact de atunci. De ce? Au venit din pușcărie? Și fost... n-a venit nimeni. Și n-a fost politici ăștia? S-au plătit o poliță până stase pentru că nu l-a arestat pe ăla. Asta a fost. Acolo a fost o poliță. Dacă nu vă dați seama de chestia asta, e păcat de voi și eu nu mai mărcesc gura să vă explic care este situația, că înseamnă că dacă voi vă uitați, vezi că s-a creat un post de televiziune în două de zile care a rupt totul, care acum e postul. Dar vă că nu vedeți nimic, sau nu vrei să vedeți, sau poate tu joi vizul, mamă, eu am senzația că tu de aici vrei să vii, eu am senzația că ești omul lor, 100% că vezi exact din unghiul lor de vedere și exact cum nu trebuie. Eu de asta am vrut să te cunosc, că ai niște chestii care sunt exact concepția lor, că eu stau de vorbă și cu ei afară emisiunii. Și au exact aceeași chestie ca tine, exact aceleași vorbe ca tine. Tu dacă nu ești dintre milițienii puși de ăștia, eu până la urmă că de aia am vrut să, de aia te-am invitat. Vino mă la emisiune să te văd că ai exact, dai în gură exact cum dau ei. Adică care? Adică cine n-a fost de atunci? Toți fac parte din FSN care au condus România până acum. N-a fost niciunul întâmplător, n-a venit niciunul născut acum la Oxford să vină să facă asta. Pauză. Pauză.